Autoritățile locale au pus la punct toate detaliile necesare demarării campaniei de curățenie de primăvară. Cu ajutorul ei, aveți posibilitatea de a vă face curățenie în imobile și grădini. Compartimentul responsabil din cadrul primăriei municipiului Reghin cu activitățile de mediu și protecția mediului lansează în intervalul 21 martie-21 aprilie 2011 campania curățeniei de primăvară, care este un program deja consacrat respectiv și de campanie de toamnă. Noi o denumim acum sugestiv o primăvară curată pentru un mediu curat. Dorim pe această cale să informăm locuitorii municipiului Reghin și totodată să-i rugăm să participe activ la aceste campanii inițiate de primăria municipiului Reghin, să respectăm normele privind salubritatea și menținerea esteticii orașului nostru. Odată cu venirea primăverii și cetățenilor le revine obligația de a-și curăța spațiul din fața imobilului pentru menținerea aspectului estetic. De menționat este faptul că utilajele de colectare vor avea un program bine pus la punct. Astfel, orașul este împărțit pe sectoare și zile, astfel încât fiecare zonă să beneficieze de ajutorul autorităților locale. Și anul acesta demarăm campania O primăvară curată pentru un mediu curat. Cu ocazia acestei campanii rugăm toți locuitorii municipiului Reghin să participe activ la campanie. Rugăm și de data aceasta o seriozitate maximă, astfel încât programul să fie respectat în totalitate. Ce vreau să spun cu asta? Dacă în program este trecut o anumită dată și o anumită oră, să se respecte data și ora respectivă. Locuitorii municipiului Reghin sunt rugați ca să își curețe imobilele în care locuiesc și de asemenea să asigure buna gospodărire a curților și a terenurilor virane. Acolo nu au ce căuta deșeuri și alte tipuri de materiale care dăunează esteticii municipiului Reghin. Menționăm că locuitorii dacă nu se vor conforma, vor fi sancționați conform hotărârii de Consiliul Local numărul 79 din 2008. Pe 21 martie, primul sector va fi în zonele Apalina, Călărașilor, Piața Mare, Mihai Viteazu, Rodnei, Pădurea Rotundă și cartierul dinspre Bistrița și Breaza, cu toate străzile adiacente acestora. De menționat este că autoturismele primăriei vor ajunge pe strada dumneavoastră numai în ziua respectivă. De aceea, este bine să vă apucați de curățenie încă de pe acum. Întreg programul îl puteți regăsi și pe site-ul administrației locale.